carte. Se pusese pe ploaie și am zis, eram ocupat, trebuia să ajung și la serviciu în seara aia și am zis, de la colțul blocului, mi s-a întâmplat pentru prima dată, m-am întors de la colțul blocului și am zis, lasă mă duc mâine că am timp mai mult. Acum, dimineața am aflat că a murit. Deci spuneam, cu excepția lui Valentin Tașcu, noi ne-am ales noi textele lui, i le-a ales soția sa de la Cluj, pentru că el nu divorțase de Corina Tașcu, de soția sa de la Cluj, care de fapt ducea și greu editurii Clujiu, și acum, deci el nemai fiind, trebuia să iau legătura cu moștenitorii, pentru că așa zice legea dreptului de autor, deci nu putea permite să intru eu cu bocanci în viața literară a acestui poet. Textele lui sunt, și eu zic că sunt foarte bine alese, de către Corina Tașcu, soția sa de la Cluj. Chiar dacă nu mai vezi zâmbind, chiar dacă nu mai simți venind, chiar dacă nu înțelegi cum s-a întâmplat, chiar dacă nu mai poți suna, chiar dacă nu mai poți chema, chiar dacă doar amintirile au rămas de atunci cu voi. Ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult. Chiar dacă nu te vede, chiar dacă nu mai cred, chiar dacă nu mai știe unde ești, ce mult te-ai iubit. Într-o zi o să te anunț că-i toamnă, tu
Tu te vei zgribuli de atâta brumă, mă vei lovi cu un înger peste gură să tac, dar eu în loc să te ascult voi murmura ca un nebun. E toamnă, nu vezi cum mi-a îngălbenit retina? Nu simți cât e de galbenă lumina ochiadelor de-acum? Ți-am sărutat genunchiul acolo unde cercul durerii se rostise de prea multe ori. Porți cicatricea lumii în care nu poți muri. Ți-ai ridicat brațele deasupra putinței, copacul înaripat, umple pântecul cerului. V-aș ruga să ne dați voie acum să recităm două poeme încrucișate. Eu un poem de-al Ninei Voiculescu și Nina un poem de-al lui Spiridon Popescu. Deci, Nina Voiculescu. Cu fiecare fir de piatră care elibera sufletul, își jidea propria închisoare. Este un poem extraordinar dedicat sculptorului. Fără îndoială, cel mai bogat om din lume este poetul Spiridon Popescu. Am aflat că are câte un turn de fildeș în fiecare colț de elefant. După Gigi Becali sau înainte? Gigi Becali, să fim serioși, nu știe el ce a la turn de fildeș. El n-a fost niciodată într-un turn de fildeș. El are palate, are, eu știu, mașini de lux. Noi poeții vedem această bogăție prin ridicarea cât mai multe turnuri de fildeș. Da, două întrebări am pentru noastră. Dacă mai îmbrățișează oamenii poezia și dacă poeții sunt îmbrățișați cu adevărat, așa cum spune și titlul volumului. Eu cred că da, poezia nu o să se risipească niciodată și oamenii involuntar au nevoie de poezie, cu toate că societatea din ziua de astăzi este atât de agasată de nebunia. Este asta o scuză? Ne putem retrage în noi 5 minute pe zi, noaptea când ne punem în pat, în loc să ne uităm la telenovelele și la emisiunile superficiale de la televizor? Cred că întotdeauna omul are o clipă pentru sine. Poate involuntar, niciodată, dacă poți să pui unui om această întrebare, nu să știe ce să-ți răspundă, dar nu cred că există zi de la Dumnezeu în care omul să nu se regăsească. Fiind cu capul în nori mai tot timpul, poetul a uitat într-o zi să-și plătească impozitul pe talent. Fără să le pese că fiilor îl învață la școală, oamenii fiscului au venit val vârtej și au pus echestru pe turnul de fildeș. Se numea tăcere și cernea durerea muta mieilor. Muream a mia oară în iesle și imploram rătăcind în întuneric izbăvirea. Ce aș putea să vă spun? Într-o lume super tehnicizată unde internetul și televizorul a acaparat aproape tot timpul oamenilor, e foarte greu să spunem că poezia mai are un loc, mai are prioritate în viața oamenilor. Totuși, să știți că există destui oameni care citesc cu mare dragoste poezie. Din păcate, pericolul vine dinspre școală. Am constatat și chiar de la mine din familie că sunt tineri care au ajuns în ultima clasă de liceu fără să cunoască pe Creangă, fără să cunoască pe Petre Ispirescu, fără să cunoască pe Caragiale. Înainte de școală este familia. Da, este familia. Eu am încercat foarte mult. Eu m-am născut fără bibliotecă. Era o mare bucurie când părinții mă trimiteau la cooperativă, cum îi ziceau ei, să iau gaz sau ulei și vânzătorul nu ți dădea decât îți băga pe gât automat o carte. Așa am cumpărat eu pe Topârceanu, așa am cumpărat pe Coșbuc. Ei, fetele mele s-au născut, zic eu, cu o bibliotecă destul de mare, dar am constatat că nu au predilecție spre acum și școala. Profesorii chiar le întrebau, iau referatele de pe internet, culmea e că veneau acasă cu 9 și 10, deci cu note foarte bune. Chiar le întrebam, zic, măi, cum veniți cu note așa de bune când voi nu cunoașteți autorul? Și spunea, păi, domnul profesor știe că le luăm de pe internet, dar dacă ducem referatul pe el, nu-l interesează de unde îl luăm. Aș face un apel prin emisiunea noastră către școală să
fie puțin mai serioasă și mai severă și chiar să... Eu mi-aduc aminte, am avut un profesor extraordinar, Titu Rădoi, eu nu l-am avut ca profesor, el era profesor, dar l-am avut ca și conducător de cenaclu și îmi povesteau colegii mei, Adrian Frățilă și Tudor Voinea, era extraordinar, te prindea imediat că nu ai citit opera. Deci, nu știu ce se întâmplă acum, dar să știți că totuși, eu am fost și prin școli, să știți, am vândut și destule cărți, am găsit și copii care, dacă există cine să-i facă să se îndrăgostească de poezie, să știți că tineretul iubește poezia și cred că fără să-și dea seama, chiar prin gesturile pe care le fac uneori, sunt gesturi pline de poezie. Deci eu sunt încă optimist, poezia nu cred că va dispărea. Privește, Doamne, păsările pleacă, iubirile mai toate se destramă, copacii parcă sunt niște țigani ce duc în cârcă mari călări de aramă. Privește, Doamne, câtă moarte vine, azi nici poeții nu mai au putere să mintă că există nemurire, am fost lipsiți de orice mângâiere. Privește, Doamne, doar un pic mai este și însuși Tu, cel mai puternic sfânt, vei rugini precum o simplă frunză și vei cădea din ceruri pe pământ. Lacrimă cerul, îngânându-mă, vântul se spulberă. Oh, cum se scutură și ultima rugă de verde. Pământul nu vede ce negură iarba, cum marea nu simte ce rană e sarea, cum geme adâncul să-și nască iertarea. Lacrimă cerul, se spulberă mare. Sunt foarte mulți tineri care scriu poezie. Asta vreau să vă întreb, sunt ei descurajați, nu pot merge mai departe? Și noi am fost tineri și în fiecare generație or să se nască poeți care o să bucure sufletul oamenilor. Eu cred că ei sunt conștienți de asta și fără să-și dea seama o să ducă mai departe cuvântul ăsta frumos care se transformă în muzică. De ce aleg oamenii presa de bârfe, presa mondenă, în locul poeziei? Cred că le este mai la îndemână. Cred că e mult mai ușor să pricep de ce Monica Columbeanu trăiește cu șoferul decât, eu știu... E greu să cred. Decât să înțelegi ce a vrut să spună Bacovia în Lacustră. Da. Așa cum spuneam, trăim într-o lume în care bârfele și uitatul pe gaura cheie este mult mai important. Are presa, societatea... Pe gaura cheie se și filmează. Da, pentru a obține niște bani. Are societatea, presa o mică vină? Poate că da, fiindcă de multe ori ceea ce trebuie să se promoveze, cum spunea și colegul meu, prietenul meu, foarte greu găsești bani să-ți poți permite să scoți o carte sau să faci o lansare de carte sau să creezi un mediu în care copiii sau lumea din societatea noastră, din comunitatea noastră să vină să se bucure, să vadă un spectacol. Deci dacă nu se face nimic din punctul ăsta de vedere și poate că dacă te duci și spui, domnule, vreau să organizez un chef, cum se spune, nu? E, atunci cu ușurință, fiindcă o știu pe propria piele. Și cum să ajuți, cum să promovezi, cum să vrei să arăți frumosul când pentru fiecare gest frumos din ziua de astăzi am ajuns să scoatem bani din buzunar.
s-a dus până în cer acolo sus, între stele a colindat, însă tot nu te-a aflat. S-a întors din nori costea și mi-a spus să e lumina din privirea ta, să știi că doar cu ea nu mai ia. De ce să mai trăiesc, nu mai ia. Cât de zile?